Liderii partidelor politice din Sibiu au mers ieri la vot. Chiar dacă au votat la ore diferite, Ioan Cindrea și Klaus Iohannis au avut aceleași gânduri și au dorit schimbarea. Președintele Partidului Social Democrat Sibiu a votat la ora 9. Da. Ca să fie pace și liniște și să fie mai bine. Credeți că va veni lumea la vot astăzi? Eu cred că da, contrar tuturor celor spuse, vor fi peste 50% la vot și vor vota ca să se liniștească lucrurile în țara noastră. Primarul Sibiului a votat la ora 12.30. Klaus Iohannis a venit la vot împreună cu soția sa. A spus că speră ca sibienii să iasă în număr cât mai mare la vot. Așa este bine să se voteze atunci când sunt alegeri. Iar în rest, pentru democrație, cred că este o expresie destul de potrivită pentru ce facem astăzi. Evident, lumea știe despre ce este vorba și ar trebui să meargă. Este foarte simplu, durează pentru oricine probabil 10-15 minute și ar trebui chiar să facem acest mic sacrificiu pentru a ne exprima votul. Iohannis a mers la vot purtând cravata norocoasă care i-a adus multe voturi la alegerile locale. A declarat că speră ca și acum să fie cu noroc. Păi m-am gândit dacă prima dată a fost cu folos, poate și de data aceasta. Primarul Sibiului și-a petrecut restul zilei acasă împreună cu familia.